Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi trebuit să devină luni, 18 aprilie, părinți de gemeni. Din păcate, unul dintre copii a murit. Fotbalistul portughez și partenera sa de viață așteptau venirea pe lume a unui băiețel și a unei fetițe. La naștere, fiul lor a murit. În schimb, fetița cuplului a supraviețuit. Conform unui comunicat de presă publicat pe pagina de Instagram a marelui fotbalist, Cristiano Ronaldo afirmă că el și Georgina sunt devastați de pierderea suferită și cere să li se respecte intimitatea. Cu cea mai mare durere anunțăm că băiețelul nostru a murit. Este cea mai mare durere pe care o poate simți un părinte. Doar nașterea fetiței noastre ne dă putere să trecem peste acest moment cu puțină speranță și fericire. Vrem să mulțumim doctorilor și asistentelor pentru toată grija și susținerea. Suntem devastați de această pierdere și cerem să ne fie respectată intimitatea în aceste momente dificile. Băiețelul nostru, ne ești un înger, te vom iubi mereu, este mesajul celor doi pentru fani. Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez mai au împreună o fată de 3 ani, pe Alana. Fotbalistul lui Manchester United mai are 3 copii, pe Cristiano Junior, 11 ani, și pe gemenii Eva și Mateo, în vârstă de 4 ani.